dragilor, eu sunt Ketsun, acesta este un nou vlog pe canalul meu de YouTube și astăzi o să facem din nou un unboxing și sunt foarte fericită fiindcă mi-a ajuns un nou produs de la Autoful. Aveți chiar aici sigla lor. Abia am așteptat să ajungă acest colet la mine. Este foarte așteptat deoarece este unul dintre primele produse, inclusiv scaune de gaming și așa mai departe, care se livrează în România. Aici mai am un alt scaun, acesta este de gamer. Super drăguț, este cu urechi de iepure, îmi place la nebunie, este super interesant. Și acum, haideți să-l despachetăm pe cel nou. Abia aștept să-l arăt și voi și sper să vă placă. Apropo, dacă vreți să vă comandați și voi ceva de pe site-ul lor, celor de la Autoful, vă las un cod de reducere, KETSONIA10, pentru 10% reducere. Reducerea se aplică la toate produsele de pe site-ul lor, fiindcă mai au și ceva birouri de gaming, sunt foarte mișto, așa că mai bine intrați direct pe site-ul lor și să aflați mai multe detalii, așa că haideți să-l despachetăm și haideți să vedem ce se află aici. Oh my god, deci este, nu știu dacă se vede, e aproape cât mine cutia asta, este imensă față de celălalt colet de la ei. Și haideți să vedem ce avem aici. Ok, zici că e un squishy. Aici avem prima piesă, trebuie să îl ansamblăm, sper să ne ajute Liu la chestia asta. Bun, să vedem. Este o pernă, cred. Este perna de la spate, dacă nu mă știu, am văzut cum spuneam scaunul, dar în pozele de pe Instagram, de pe contul lor. Și deja am văzut modelul acesta, tocmai de aceea abia aștept să îl ansamblăm și să mă pun pe el, să văd cum e în realitate. Și asta am văzut, din câte țin minte, că este perna care vine pusă pe scaun și așa la spate. Mamă, dar e super mare și nu știu dacă se vede. Aici, în mijlocul pernei, e mai mare, nu știu cum să zic, e umplută cu ceva. Și dacă pui la spate, să fie mult mai comodă chiar că. Oh my god, ce tare și e mult mai mare perna față de acest scaun, fiindcă scaunul acesta e mai micuț, e în general logic de fete, că e roz, dar este mult mai mare și poate fi folosit de oricine. Trebuie să-l punem aici, deoparte. Mergem mai departe să vedem ce avem aici. Pare rău pentru gălăgie. Încă o pernă, o, destul de rece. A ajuns coletul ăsta de vreo 2-3 zile și l-am lăsat afară, de ok. Deci asta cred că e perna pentru cap, nu știu, scrie din Autoful și aici, lepele, cred că așa se cheamă modelul, nu știu, dar vă las mai bine linkul în descriere. Se prinde aici de scaun, cum are și cealaltă pernă. Și din nou are chestia asta la mijloc, care este mult mai ridicată, nu știu cum să zic, care se modelează foarte bine, cred că după forma capului, da, și super comod. Zici că îți face masaj, efectiv, super tare ideea. Că deja încep piesele mai mari, care sper să reușesc să le scot de aici. Avem foarte multe protecții de genul ca să ajungă totul safe, pentru că îi livrează în toată lumea. De oriunde, din orice colț al lumii, puteți să vă comandați și ei vedeți că vă trimit coletul în regulă. Așa, să scot. Foarte multe chestii. V-am zis, are foarte multe folii. E super greu de scos de aici. Dacă nu mă descurc, o să chem un ajutor. Liu, hai, ajută-mă, mai mulțumesc. Mamă, ce greu. Deci, pune lângă mine, jumătate ca mine, efectiv. Da. E super mare. Și hai că țin eu să scot și următoarea piesă. Aici avem ajutor, mulțumesc, s-a băgat în vlogul meu, dar e ok. Fiindcă și el o să posteze un vlog pe canalul lui de YouTube. Aici avem mânerele, cred că... Pătere, nu știu exact ce îs, să vedem imediat. Și Liu va ansambla, cum spuneam, pe canalul lui de YouTube într-un alt vlog. Ia uitați! Aici avem spătarul, practic, și aici partea unde stăm. Și avem inclusiv suport pentru picioare, ceea ce e foarte mișto și ceea ce nu avea celălalt scaun. Iar aici, uitați-vă! Destul de multe piese, rotițe și suporturi pentru scaun. Așa că eu urez baftă. Sper să nu dureze prea mult să-l ansamblez, fiindcă eu vreau cât mai repede să stau.
pe el. Așa că la voi să doresc o secundă, deci ne vedem când suntem cu scaunul. Gata. Gata, am terminat de asamblat scaunul, dacă vreți să vedeți toți pașii pe care i-am făcut în caz că vreți să vă comandați și voi. Oricum este totul destul de simplu, doar jumate de oră, nu l-a luat, dar nu este ok. Oricum m-a ajutat eu, că altfel eu n-aveam nicio șansă, că e și destul de greu, vedeți că e super mare. Iar acum vreau să vi-l arăt puțin, fiindcă este atât de mișto, e super inteligent, pot să zic efectiv. Deci cam așa arată, stați că a picat perna, care e gigantică, deci cam așa arată scaunul. Are foarte multe chestii interesante, vedeți aici am pus perna pentru cap și pentru spate, iar aici avem, nu știu cât de bine se vede, pe marginea aceasta, aici sus și tot pe margine, avem Sky, practic. Și am primit două chestii foarte interesante, care au tot Sky și se pot lipi oriunde vrei tu aici, pe partea asta, nu știu exact ce scrie. Ei scrie LXL, habar n-am. Probabil tot așa modelul scaunului. Oricum arată foarte mișto și având în vedere că e cu roșu și albastru, așa cum e toate detaliile acestea de pe scaun, se sortează de minune. Ce să vă mai arăt, îmi place foarte mult mânerul acesta, cotiera, și faptul că aici poți să schimbi cum vrei, stânga-dreapta, cum are și celălalt scaun, dar partea aceasta de desubt este din metal și arată mult mai mișto, nu știu cumva atrage atenția în zona aceasta. Super drăguț. Stați că aici vă arăt imediat cea mai tare chestie. Acum o să dau perna asta deoparte ca să vă arăt ceva genial. Eu abia acum am descoperit. Aici avem niște butoane, vă arăt imediat despre ce vorba. Nu vă uitați aici în spate. Ei bine, avem niște butoane cu minus și cu plus. Eu n-am știut ce sunt chestiile astea, nu înțelegeam. Dar, ia uitați-vă, m-am tot jucat cu ele că nu era perna și uitați-vă puțin la spate. Cum se desumflă practic și cum se umflă înapoi. Poți să-ți reglezi după coloana ta cum vrei să fie perna practic din interiorul scaunului, din ce e făcut, nu știu exact să vă zic, să vă dau foarte multe detalii, dar tu te pui pe scaun fără să fie perna, că nu mai simți spatele practic. E butonul ăsta, te pui și îți reglezi după coloana ta cum simți ție că este mai comod, că vrei să te apese cumva mai tare sau vrei să fie mai lejer. Iar apoi ții perna, asta care este atât de moale, chiar am zis că eu mi-aș pune un pat să dorm pe ea, că e super moale, uitați-vă și voi. Și materialul e super drăguț. Așa, și pui aici, care și acesta, nu știu cât de bine se vede, că este 3D așa aici în mijloc, tot așa te ajută foarte mult la spate, la coloană. Te pui și efectiv stai, regește, iar perna asta, când mă arunc așa pe spate și mă cap în pernă, zici că mă duc, nu știu, într-un gol, așa, într-un nor, efectiv, super moale. Încă un lucru foarte tare aici, la picioare, este unul dintre puținele lor scaune care au așa ceva. Se întoarce și ia uitați-vă de cum o stau și nu e tot. Stai un pic, eu sunt prea micuță, că perna asta e imensă și... Vai de capul. Trebuie să mă mai ridic un pic și mă dau de tot. Vai, așa. Oricum, puteți cât de jos vreți voi sau cât de sus. E super comod. Aici nu m-a supărat să continuăm școala online și să îmi fac orele. Adică, mă rog, mi le fac orele sau că dorm, tot aia nu contează. Așa, sper să nu se uite profesorii la acest vlog. Și super mișto. Se pune la loc și este ușor de folosit. Și cel mai mișto lucru, sunteți gata? Ia uitați! Ta-dam! Deci nu pot să cred, acum am vrut să vă arăt cel mai mișto lucru de la acest scaun și s-au stins LED-urile, pentru că avem aici un cablu pe care îl poți conecta la orice capăt de telefon, calculator, laptop, whatever, sau la baterie externă, asta e cel mai ușor, pentru că bateria o poți pune oriunde vrei și este super ușor de luat cu tine după scaun. Și avem aici un buzunar special pentru bateria externă, abia acum m-am prins. O pui aici și nu trebuie să o mai ții în mână dacă vrei să ai LED-urile pornite. O bagi aici sau Liu îi zicea inițial că uite, poți să spui acolo banii. I-am zis telefonul, să nu fiu chiar așa de... Ok.
Așa că mă duc să pun puțin bateria externă la încărcat, fiindcă eu de când am montat acest scaun a pornit ledurile și deja s-a descărcat. Super, mulțumesc, Liu. El și-a făcut vlogul bine frumos și pe cât să filmez eu s-a descărcat, așa că mă s-o pun la încărcat și revin, fiindcă arată super cu aceste leduri. Am revenit, am încărcat între timp bateria externă, am pus-o deja aici în buzunar, unde trebuie să stea ascunsă, să zic așa, să nu se vadă. Iar acum, haideți să vă arăt cum funcționează aceste leduri. Prima dată o să vi le arăt câteva secunde, iar apoi o să vă arăt cum putem să schimbăm culorile. Da? Deci ați văzut că se schimbă ele în fiecare secundă, altă culoare. Dar avem aici trei butoane, să vedeți și voi. Trebuie să mă uit și eu, că încă nu știu foarte bine cum se face. Deci aici avem butonul de oprire, vedeți, așa arată oprit alu simplu. Și apăsăm pe primul buton ca să se pornească. Bun, avem al doilea buton, unde de aici cred că se schimbau culorile. Ia să vedem. Deci apăsăm o dată pe el și avem pe verde. Adică acum pe funcția aceasta se schimbă culorile, doar că se schimbă mai încet. Adică fiecare culoare stă mai multe secunde cumva după ce facem. Mamă, ăsta-i preferatul meu, da, pentru că este curcubeu, deci sunt toate culorile la un loc și se schimbă, se mișcă, vedeți? Deci ăsta este preferatul meu, îl ador, îmi place super mult. După încep culorile să fie doar câte o culoare, avem verde, să zicem, mai avem roșu, albastru, îmi place că super puternice culorile și o să se vadă și mai ales, eu abia aștept să se întunece afară acum și să vedem cum arată pe întuneric, vă dați seama? O să vadă doar ledurile de la scaun, super tare. Avem pe galben, mov sau roz, albastru, turcoaz, alb și din nou verde. Deci avem toate culorile cele mai mișto. Sunt aici și haideți să le dăm să schimbe ele singure, gata. Așa, vedeți, se schimbă toate culorile. Ceea ce este super tare, v-am arătat și toate butoanele. Aici avem această treaptă care putem să lăsăm pe spate sau să îl aducem în sus scaunul înapoi. Acum am observat și eu mai înainte cât timp așteptam să încarce bateria externă că la perna pentru cap avem mai multe chestii. Avem inclusiv, nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră, niște puncte aici care ajută să stai perfect cu capul. Să stai super comod, vedeți că sunt mai multe chestii aici, super interesante. Nu știu ce să vă mai arăt, aici avem eticheta lui. Nu știu cât de bine să se înțeleagă că scrie mai multe limbi pe el, dar avem inclusiv un cod. Deci aici avem un cod pe această etichetă pe care dacă îl scanăm o să ne trimite direct pe site-ul lor, exact pe modelul acesta. Așa că e foarte mișto, de exemplu, dacă vine cineva la mine acasă în vizită și îi place acest scaun, poate să scaneze direct codul acesta pe telefon sau pe orice altceva și nu trebuie să mă mai întrebe pe mine de unde e scaun, oricum se vede sigla firmei și îl duce direct la produsul acesta, direct pe model. Au manite, am intrat pe site-ul lor, au și pe negru, exact aceeași variantă, doar că în loc de alb e pe negru și e foarte interesant și aia că e așa super întunecat, iar pe spate luminează totul. Dar eu mi-am dorit unul pe alb, fiindcă mai am unul pe negru și vreau să am până la urmă pe toate culorile sau nu știu ce. Deci avem trei scaune de birou, cred că trebuie să mai facem încă un roz de încă unul. Și deja avem gata, toți nu trebuie să ne mai certăm pe ele, fiindcă fiecare din familie are scaunul lui. Ceea ce e super tare, v-am arătat că se modifică cum vreți voi, mai la dreapta, la stânga, în fine. După cum vă place vouă mai mult. Așa că sper că v-a plăcut acest vlog și acest scaun. Eu îl ador. Cu siguranță o să mai încomand multe produse de la ei, fiindcă sunt super mișto. Și vedeți că au o grămadă de chestii interesante pe care nu le mai au alte scaune, iar la lucrurile pe care le are, toate detaliile, inclusiv suportul pentru picioare și așa mai departe, pe care stai să-l punem să fim mai comod așa pe finalul videoului, eu zic că are un preț super accesibil și super decent pentru tot ceea ce îți oferă acest scaun, să zic așa. Deci eu sper că vă place, nu uitați de un like la acest video
Și dacă vă comandați și voi, neapărat trebuie să-mi trimiteți pe Instagram în privat modelul pe care vi l-ați ales, fiindcă îmi plac toate la nebunie și abia aștept să mai comand noi produse de pe site-ul lor. Nu uitați de codul meu de reducere, CATSONIA10, pentru 10% reducere la toate produsele lor. Puteți da o geană acolo pe site să vedeți, fiindcă o grămadă de produse, inclusiv scaunul acela roz pe care deja vi l-am prezentat, că l-am deja. Așa că le mulțumesc foarte mult încă o dată celor de la Autoful și vouă că v-ați uitat până la finalul acestui vlog. Eu vă pup și vă iubesc și ne vedem curând cu un nou single bombă pe canalul meu. Vă pup!